rog să deschideți Scriptura din nou împreună cu mine la Coloseni, capitolul 3. Vom continua studiul nostru în această seară din capitolul 3, de la versetul 18 până la capitolul 4, versetul 1, și în această seară, așa cum am zis, ne vom uita la versetul 19, care tratează porunca apostolului Pavel în sfera aceasta a familiei și a vieții de familie pentru bărbați. La subiectul acesta despre viața de familie, despre căsnicie, este un subiect destul de delicat în zilele noastre. Este un subiect în care a revenit la niște adevăruri biblice, adevăruri vechi, demodate, în care încerc să argumentez că cheia pentru o familie de succes ar putea ca să stea în aceste elemente, aceste porunci date de Apostolul Pavel pentru familia creștină, adică în supunere și în dragoste. Este ceva de necrezut, poate, pentru generațiile de astăzi. Generații care, de altfel, sunt extrem de cinici, au o părere destul de joasă despre tot ceea ce înseamnă căsătoria. De aia, probabil, cei mai mulți așteaptă din ce în ce mai mult să se căsătorească. Vârsta medie la care se căsătorește un tânăr este din ce în ce mai mare. Deja nu mai este un lucru straniu să vezi un tânăr care se căsătorește la 30 de ani. Dar la 30 de ani nu mai ești tânăr, după părerea mea. Deja ești la o treime din viață, dacă ești printre cei mai puternici, sau dacă nu, la jumătate, da? Și într-o lume așa de cinică, într-o lume așa de lipsită de respect față de instituția căsătoriei, noi ca și creștini suntem chemați să privim lucrurile altfel, să trăim viața noastră de familie altfel și să fim un tablou viu a ceea ce înseamnă dragostea lui Hristos, a ceea ce înseamnă supunerea care biserica trebuie să aibă față de Mântuitorul ei prin intermediul familiei. Am citit undeva o istorisire, adevărată sau folclor, mai puțin importantă. O familie tânără care avea un copil, la un moment dat a lăsat copilul să stea la bunici. Și bunicii s-au pus și au citit la copil din bazme și la un moment dat i-au povestit povestea cu frumoasa adormită. Da? Sunt tot felul de variante. Frumoasa adormită într-o pădure care este pusă sub ovraje și într-un castel, etc., etc. Și vine prințul care o sărută și o trezește din somn, o scoate de sub blestem. Și la un moment dat zice mama, zice, știu finalul. Finalul este că trăiesc fericit până la adânc bătrânețe. Și copilul spune, nu, mamă, finalul este că se căsătoresc. Cinicismul acesta, perspectiva aceasta asupra vieții de căsătorie, din păcate, prin felul în care ne trăim viețile noastre de căsnicie, se transmite lor, se transmite copiilor noștri. Și pentru acest copil, ideea de a trăi până la adâncă bătrânețe fericit și căsătorie erau incompatibili. Probabil că ceea ce a văzut în casa lui, a spus, măi, nu poți fi fericit dacă ești căsătorit. Cele două nu merg mână în mână. Și totuși Apostolul Pavel spune că, așa cum am zis dimineață, creștinismul este o credință, o religie care transformă în mod radical toate sferele vieții noastre, inclusiv sfera familială, sfera căsniciei, sfera de a fi părinți, sfera profesională, și transformă radical încât cu o nouă perspectivă, cu un nou țel, cu un nou scop, cu o nouă nădejde și credință, trăim viețile noastre diferit și ne găsim împlinirea chiar și în aceste roluri, în aceste cadre, chiar și în căsătorie. Și pentru căsătorie mai ales, am văzut dimineață, ne-a dat una dintre cheile unei căsătorii de succes, de împlinire bucuroase pentru soții, pentru neveste, și adică porunca cea mai importantă, da? Pilonul de bază cel mai important, dacă vrei să ai o căsnicie de succes, o căsnicie plină de împlinire ca și femeie, este supunerea. Și acum, de fapt, versetul 18 și 19, dacă
îl citești cu atenție, este un singur gând, o singură frază într-un fel, da? Nevestelor, aceasta este porunca voastră, în contrast sau complimentar, bărbaților, voi trebuie să iubiți. Și aceasta este porunca dată nouă bărbaților. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Dacă vrem să avem o familie de succes, o căsnicie de succes, putem ca să punem pe locul 2, 3, 4 tot felul de lucruri, dar pe locul 1 trebuie să avem acest scop în mintea noastră, trebuie să ne iubim nevestele. Da? Câți bani aducem acasă, unde ne ducem familia în concediu, casa în care locuiește familia noastră, sunt toate frumoase și chiar importante, poate într-un fel la locul lor, dar cel mai important pentru viața noastră de familie, pentru relația noastră de căsătorie, este dacă ne iubim soțiile noastre. Priviți la genul de dragoste care se cere de la noi bărbații. Sunt tot felul de dragoste care se menționează în Sfintele Scripturi, în Noul Testament, și genul folosit aici, cuvântul folosit aici, este agape, este o dragoste specială, este o dragoste anume, nu este o dragoste generică. Această dragoste în contrast cu alte feluri de dragoste care sunt menționate în Noul Testament, de exemplu, în contrast cu filio, care este dragostea prietenească, da? Filio este relația care o am cu un prieten, poate chiar un prieten apropiat, sau în contrast cu dragostea naturală sau empatică care există, da? De exemplu, dragostea unei mame pentru un copil, da? Sau dragostea unei frate pentru fratele lui sau sora lui de sânge. Dragostea aceasta este o empatie naturală care se dezvoltă prin faptul că suntem puși într-un cadru comunal, prin faptul că trăim o viață împreună și se dezvoltă o empatie absolut naturală. Este normal să simți o empatie, o dragoste, legătură cu surioara ta sau cu fratele tău. Da? Acum eu vreau să vă spun că noi supraestimăm cât de puternică este această dragoste. Dragostea naturală pare să fie cea mai puternică. Sângele-i sânge, nu-i apă. Și totuși vedem așa de ușor relațiile familiale destrămate, frați care nu mai vorbesc unii cu alții. De ce? Pentru că ea este bazată pe conjunctură, ea este bazată pe familiaritate, ea este bazată pe un cadru comun care l-am împărtășit, amintiri, memorii, și aceasta ne creează o legătură. Dar legătura aceea este destul de fragedă. Faceți experimentul acesta, eu am avut multe discuții și provoc oamenii să gândească despre sentimentele care le au, de exemplu, pentru fratele lor. Fratele tău de trup, da? Eu am doi frați, o soră și un frate, și stau și mă gândesc, cred că îi iubesc. Am sentimente de, sper să îi iubesc, sentimente de dragoste. Câteodată este mai greu să îi iubesc, dar încerc să îi iubesc, da? Ca și frați de trup, nu vorbim de dragostea creștină. Dar stau și mă gândesc un pic, și gândiți-vă și dumneavoastră, de ce anume vă iubiți frații dumneavoastră? Ce îi fac pe frații dumneavoastră, frații dumneavoastră? Se spune, cum adică? Avem aceeași mamă, același tată. Da? Dar bun, admit. Dar gândește-te la lucrul acesta. Dacă ai afla, după 30 de ani de fapt, că fratele tău nu este fratele tău de trup, că la spital s-a făcut o greșeală și când a mers doctorul sau medicul sau asistenta cu fratele tău, l-a dus în camera cealaltă și când l-a întors, a întors pe alt bebe. Și nu l-a întors pe George, că l-a întors înapoi, l-a dus înapoi pe Ghiță. Și după 30 de ani vine asistenta și spune, hei, am realizat, am făcut o greșeală, de fapt nu George este fratele tău, că omul acesta Ghiță, care stă undeva la 3000 de kilometri, nu l-ai cunoscut în viața ta. Acum, întrebarea mea, în momentul acela când afli vestea aceea, simți instant în inima ta dragoste pentru Ghiță de la 3000 de kilometri distanță? Nu. De ce? Pentru că n-ai împărtășit 30 de ani de experiență împreună, n-ați dormit în același pat, n-ați crescut în aceeași casă, n-aveți aceleași amintiri, da? Mă înțelegeți? Până la urmă, faptul că îți iubești fratele tău de trup este o problemă de conjunctură. Ai trăit în aceeași casă, ai avut aceleași probleme și așa mai departe, da? Și dacă altcineva ar fi fost în locul lui sau în locul ei, s-ar fi dezvoltat o empatie naturală față de acea persoană. Nu există, cum ne-ar place noi nouă să credem, o oarecare legătură mistică, că dacă ne-am născut din aceiași părinți, există o legătură care nu poate fi ruptă pentru că suntem
pentru că suntem frați. Da? Și experiența dovedește aceasta pentru că aceste legături între frați sunt deseori rupte. Frați care nu mai au nimic de a face unul cu altul. Apoi este dragostea erotică, eros, în Noul Testament. Sau dragostea fizică. Nu neapărat întotdeauna negativă, da? Într-adevăr, pot exista conotații negative, dar în cadrul corect, dragostea aceasta fizică este și ea un lucru bun. Dar în contrast cu aceste soiuri sau tipuri de dragoste, Apostolul Pavel spune că noi pentru soțiile noastre, trebuie să le avem și acestea, dar noi pentru soțiile noastre suntem chemați la agape, care este cea mai înaltă dintre dragostea care este menționată și descrisă în Scripturi. Este dragostea sacrificială. Este dragostea necondiționată. Este dragostea care nu se bazează pe conjunctură, pe obișnuință, pe beneficiile unei relații, ci se bazează pe un legământ, pe o decizie necondiționată. Este dragostea cu care ne iubește pe noi Hristos. Hristos nu ne iubește că s-a întâmplat ca noi să fim în apropierea Lui. Hristos nu ne iubește pentru că există niște merite în noi. Hristos nu ne iubește pentru că noi am făcut ceva să merităm acea dragoste. Hristos ne iubește în mod necondiționat, în ciuda faptului că nu avem niciun merit, în ciuda faptului că nimic nu ne-ar recomanda, El totuși ne iubește. Apoi priviți obiectul acestei porunci sau extensia acestei porunci, la fel ca și dimineață, este îndreptată spre o anumită persoană. Trebuie să ne iubim nevestele. Asta nu exclude dragostea și felurile de dragoste care trebuie să le avem pentru alte persoane, dar există o dragoste specială, o dragoste specială într-un cadru special. Dragostea care sunt chemat să o am pentru soția mea, nu sunt chemat să am pentru nimeni altcineva. Da? Este o dragoste deosebită, specială. Și dacă pentru soții, pentru femei, am văzut dimineață două calificative sau restrângeri la extensia acestei porunci, pentru bărbați, aproape că nu avem niciuna. Avem o dragoste total necondiționată și nelimitată în vreun fel, precum dragostea care noi am experimentat-o din partea lui Hristos. Singura restricție este faptul că această dragoste trebuie să fie pentru soția mea. Dar în afară de asta, nu mi se pune nicio restricție, nu mi se spune că trebuie să o iubesc doar când sau doar în anumiți parametri, ci pur și simplu eu trebuie să am o dragoste nelimitată și necondiționată față de cea care este soția mea. Nu avem nicio limitare. Din contra, pare că avem doar o întărire când Pavel spune imediat după iubiți-vă nevestele, să nu țineți necaz pe ele sau să nu fiți aspre cu ele. Iubiți-le în totalitate, necondiționat, fără limită și după aia știind cât de slabi suntem, imediat spune și nu țineți necaz pe ele. Da? De parcă ar trebui să ne spună asta după ce ne-a spus să le iubim cu dragostea cu care ne iubește Dumnezeu. Sau să nu fim aspre cu ele ar fi o altă traducere. Lucrul acesta este deosebit de interesant când ne gândim că am văzut că una dintre efectele căderii pentru femei este că femeia va încerca să își domine soțul. Și pedeapsa pentru ea, pentru păcatul ei, este că răspunsul sau consecința acestei tendințe de a domina este aceasta. Iar el va stăpâni peste tine. Ea va râvni tot timpul să stăpânească, iar el va fi aspru și o va stăpâni. Da? Asprimea bărbatului față de femeie este într-o oarecare măsură și ea o consecință a păcatului, a căderii în păcat. Prin asta nu ne dezicem noi bărbații de responsabilitate, dar trebuie înțeles că dacă surorile, femeile au de suferit asprime, este o consecință a căderii. Noi suntem aspri pentru că suntem păcătoși, dumneavoastră atrageți asprime pentru că sunteți păcătoase. Da? Iar Pavel vine și spune că într-o relație de căsătorie creștină, radical transformată prin Hristos, bărbatul este chemat să șteargă acest blestem care se cuvine asupra unei femei păcătoase din viața soției lui. Asprimea aceasta care o femeie experimentează datorită căderii, Pavel spune, tu ca și bărbat
care ești credincios, trebuie să ștergi acest blestem și să nu o tratezi cu asprime. Adică, ca un reprezentant al dragostei lui Hristos, bărbatul este chemat să iubească chiar atunci când femeia nu merită acea dragoste. Chiar atunci când, firește vorbind, asprimea pare să îi se cuvină. Când este nesupusă, când este răzvrătită, când îți întoarce vorba, când face pe nebună, da? Nu, fratea noastră, nu fac așa ceva niciodată. Ok, atunci, vorbim în abstract. Faceți voi aplicațiile acasă. Apostolul Pavel spune, firește vorbind, da? Nesupunerea trebuie tratată cu pedeapsă, cu asprime. Pavel spune față de soțiile voastre, nu faceți asta. De ce? Dacă asta merită. De ce dacă asta este consecința păcatului? Pentru că relația voastră, spune Pavel, trebuie să reflecte dragostea lui Hristos. Și tu ești chemat să iubești așa cum Hristos iubește. Cum reacționează Hristos, cum reacționează Dumnezeu față de mine atunci când greșesc? În dragoste, întotdeauna. Dumnezeu niciodată nu ridică mâna asupra copiilor lui în ură și în mânie și în asprime. Și întotdeauna, ca și un tată iubitor, cu toată dragostea și cu toată îndurerarea, se apropie și disciplinează. Prin asta nu spunem că nu trebuie să disciplinăm familia noastră, inclusiv soțiile noastre, ci spunem că nu trebuie să fim aspri, nu trebuie ca să fim plini de răutate, trebuie să fim întotdeauna, în tot ceea ce facem, chiar atunci când suntem în contradictoriu, în dragoste. Priviți apoi temelia poruncii. Trebuie să conștientizăm că versetul 18 și 19, așa cum am zis, formează o pereche, un gând complet. Așa că, deși nu se repetă, zicând și în versetul 19 că toate acestea trebuie să fie în Domnul, înțelegem implicit că acesta este cadrul și temelia în care este posibilă o asemenea dragoste. Pentru că, firește vorbind, ceea ce se descrie biblic despre dragostea între soț și soție pare imposibil. Și este imposibil fără această temelie. În Efeseni 5, Apostolul Pavel este mult mai explicit, zicând de la versetul 22. Soțiilor, supuneți-vă soților voștri ca Domnului. Pentru că soțul este capul soției, așa cum Hristos este capul bisericii, trup al cărui mântuitor este El. Și așa cum biserica îi se supune lui Hristos, la fel și soțiile trebuie să îi se supună soților lor în toate. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Subliniază aici de două ori că temelia acestui cadru de dragoste și supunere este Hristos. Fără Hristos, fără a face lucrurile acestea în Domnul, este imposibil să ai o asemenea relație. Înțelegem atunci că această dragoste deosebită la care suntem chemați este posibilă doar în Domnul, adică doar în Hristos. El, care nu este doar modelul acestei dragoste pentru noi, dar este și temelia ei. El o face posibilă. Doar jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, de dragoste necondiționată, creează cadru între două persoane unde ei pot experimenta o asemenea dragoste. Nu poți oferi unei altei persoane, nu poți oferi cuiva o asemenea dragoste sacrificială și necondiționată până când tu personal n-ai fost beneficiarul acestei dragoste din partea lui Dumnezeu, din partea lui Hristos. Nu știi cum arată. Până noi experimentezi, nu știi cum arată. N-ai cum să-ți iubești soția cu această dragoste până când tu n-ai experimentat din partea lui Hristos această dragoste. Dar când aceste două persoane, care prin natura lor, prin firea lor, tind spre o dragoste păcătoasă, tind spre a denatura și a distruge dragostea și rămășița de tendință spre dragoste naturală care o avem în noi, sunt iubite, experimentează dragostea sacrificială a lui Hristos, sunt mântuite fără vreun merit, atunci aceste persoane sunt capabile, acum fiind reînnoite prin experiența dragostei divine, să se iubească unii pe alții în așa fel în care n-ar fi fost posibil înainte ca ei să fie iubiți sau să experimenteze, mai bine spus, dragostea lui Hristos. Haideți un pic să despachetăm această dragoste divină, această dragoste a Domnului nostru Iisus Hristos și să vedem cum ea se aplică în viețile noastre de căsnicie. Primul lucru care putem ca să spunem
care trebuie să-l spunem despre dragostea Domnului Iisus Hristos este că ea este incarnațională. Este un cuvânt care cred că poate l-am inventat eu. Prin asta vreau să spun că Hristos își iubește, așa cum spune Apostolul Pavel, își iubește biserica ca pe trupul său. O consideră ca și fiind trupul său. Și adevărul acesta despre Hristos, ca model al dragostei noastre ca și soț, este mult mai profund decât pare la suprafață. De multe ori trecem așa peste el, dar trebuie să ne iubim așa cum Hristos și-a iubit trupul, adică biserica, și așa cum noi ne iubim trupurile noastre. Am înțeles, gata, nu este așa simplu. Este mult mai profund decât doar atât. Întâi trebuie înțeles că aceasta înseamnă că el s-a identificat cu biserica sa, care în niciun fel nu este demnă de considerația lui. N-avea niciun motiv să se identifice cu noi. N-avea nimic care să ne recomande. Noi eram departe de el. Noi eram dușmanii lui. Trebuie să vedem că dragostea Domnului Iisus Hristos pentru biserica sa, pentru trupul său, începe cu o decizie. O decizie de a se identifica cu ea, de a lua-o ca mireasa sa, de a ne lua pe noi ca și trupul său. Noi nu eram mădulare în trupul lui. Noi eram străini. Și el ia o decizie ca noi să fim mireasa lui, ca el să se identifice cu noi, ca el să ne considere mădulare în trupul lui. Dar în același timp, înțelegem că o uniune între cei doi este imposibilă. Între el, care este fiul veșnic, care este duh, și noi care suntem carne. Între el, care este sfânt, și noi care suntem păcătoși. Acești doi nu pot intra în această uniune perfectă. Și Hristos, ca să rezolve această problemă, pune decizia dragostei sale în acțiune, prin încarnare, prin întrupare. El coboară din cer și ia asupra lui carne. El ia asupra lui natura omenească, dar fără păcat. Adică, el nu doar că se identifică cu noi printr-o decizie, dar în întrupare devine la fel ca și noi, în natura omenească, dar fără păcat, făcând posibil o uniune între noi, cei care am făcut obiectul hotărârii lui ca să fim mireasa lui, să fim trupul său, și el, care era departe de noi, era departe în sfințenie, departe în esență. Această diferență o putem face și noi foarte ușor. De exemplu, când povestești unui prieten o experiență poate traumatică prin care tu ai trecut. Și prietenul tău se uită la tine și spune, da, așa, te înțeleg. Și te uiți în ochii lui și realizezi că nu te înțelegi. Că n-are cum să te înțeleagă pentru că nu a trecut prin aceeași experiență. Ar fi același lucru dacă Hristos ar fi rămas în ceruri, ar fi privit la noi și ar fi spus, sunt cu voi. Sunt de partea voastră. N-ar fi făcut nimic pentru noi. N-ar fi coborât. Nu s-ar fi identificat în natură, în esență. Dar n-ar fi luat carne asupra lui. N-ar fi trăit experiențele acelea. Iisus face exact lucrul acesta. El trece prin experiențele noastre, luând asupra lui natura omenească, dar fără păcat. Înainte să vin la biserică, eram acasă și Anca i-a luat la Ivi un halat cu urechi de iepure, de care s-a îndrăgostit foarte puternic. Și am zis, tate, sunt așa de tristă pentru că nu pot să-mi duc la biserică cu halatul meu de iepure. Nu pot la biserică, e un loc de închinare, nu mergem îmbrăcați ca și iepuri. Dar mi se frânge inima, cred că a zis ea. Și am zis, te înțeleg, știu cum e. Și a zis, n-ai cum știi, tu n-ai avut niciodată un asemenea halat. Și așa este. Și am zis, da, hai dreptate. N-am avut, n-am simțit lucrul acesta ca atare, n-am cum să resimt ceea ce resimți tu. Pentru ea a fost o criză existențială. Cum să mă duc la biserică fără halatul meu îndrăgit? Pentru mine era o chestie banală. Dar două perspective total diferite. Perspectiva unui copil, perspectiva unui om matur. Două perspective total diferite. Perspectiva dumnezeiască, perfect sfântă, și perspectiva umană, îndepărtată total de Dumnezeu. Cum pot cei doi deveni, cele două categorii, cei care sunt aleși ca și mireasă și Hristos deveni una, când îi separă această distanță imensă? Autorul cărții către evrei ne spune în felul următor, Evrei capitolul 4,
la versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, adică a venit din cer până pe pământ. A venit de unde este El, unde suntem noi, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, sau în alte traduceri spune, care să nu ne compătimească, să nu simpatizeze cu noi, care să nu ne înțeleagă. Nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. El nu doar că s-a identificat, adică a simpatizat cu noi, dar a devenit ca și noi. A experimentat aceleași dureri, a experimentat aceleași suferințe, a experimentat aceleași ispite, dar fără păcat. În toate, El a devenit ca și noi, doar fără păcat. Și aceasta face posibil ca decizia Lui să fie pusă în practică prin faptul că El a coborât și a luat asupra Lui natură de om și acum ceea ce era departe, acum este aproape. Ceea ce nu se putea reconcilia în această uniune, acum se poate realiza. Bun. Dar care este aplicația pentru mine și soția mea? Frate, am înțeles taina și teologia aceasta minunată a întrupării Domnului Iisus Hristos. Care este implicația pentru mine? Cum ajută asta pe mine în căsnicia mea? Pavel explică că la fel trebuie să-și iubească soții soțiile. Adică, spune el, la fel cum ne iubim trupurile noastre, și apoi Pavel face o legătură între Hristos și trupul său, biserica, și noi și trupurile noastre. Adică, cum pentru Hristos biserica devine trupul lui, deși nu este trupul lui, așa trebuie pentru noi, soțiile noastre, să devină trupul nostru, deși nu sunt trupul nostru. Cum devine pentru Hristos biserica trupul lui? Păi am văzut. Printr-o decizie care o ia Hristos, prin faptul că se identifică cu ea și prin faptul că este întrupat. Ia asupra lui natura ei, ca să se poată identifica cu ea și să se unească cu ea. De asemenea, cum devine soția ta, trupul tău? Simplu. Printr-o decizie, care a luat-o deja dacă este soția ta, prin identificarea ta cu ea, înțelegând că deși nu este trupul tău, tu ai decis să o consideri ca și fiind trupul tău, să te identifici cu ea, și printr-un proces de întrupare, de încarnare, de unire în aceeași carne, în același trup. Dar totuși, ce înseamnă a fi un singur trup cu soția ta? Deschideți cu mine în Geneza, capitolul 2, unde avem prima nuntă, prima căsătorie. Și pentru prima dată ni se prezintă acest concept la care vedem că și apostolii și Domnul Iisus Hristos fac apel din nou și din nou. Versetul 21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată, în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Vedem că pentru el, ideea aceasta pentru om era ceva extraordinar. Ea se va numi femeie. Aici este un joc de cuvinte care în limba română nu se regăsește, da? Dar în textul original se găsește. Bărbat este cuvântul ish. Femeie este cuvântul isha. Da? Adam pur și simplu spune, ea este cea care este o extensie a mea, pentru că este din mine. Și ca tare suntem una, putem fi una. Pentru că a fost luată din om. Versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Versetul 21 la 23 relatează istoria lui Adam și Eva. Prima căsătorie oficiată de Dumnezeu, în care la propriu Adam și Eva erau dintr-un trup. Pentru el era ușor să spună că au alcătuit un singur trup, pentru că avea încă cicatrice. De aici a luat-o. Este a mea. Nu putea ca să îl contrazică nimeni, da?
Dar apoi, în versetul 24, avem o prescripție a tiparului pentru orice căsătorie. Ceea ce a experimentat Adam nu este unic, ci orice cuplu care este căsătorit ar trebui să experimenteze același lucru care el a experimentat. Da? Asta nu înseamnă că trebuie ca să fii adormit, să ți se scoată o coastă. Da? Dar ideea că uniunea între cei doi trebuie să fie egală cu conceptul acesta de a fi dintre aceeași carne, dintre aceeași esență. Da? Și ni se dau trei lucruri sau trei pași care se întâmplă sau ar trebui să se întâmple cu orice căsătorie. Primul pas, va lăsa bărbatul, omul, pe mama și pe tată. Al doilea, se va lipi de nevastă sa. Și al treilea, se vor face un singur trup sau, în noua traducere spune, ei vor deveni un singur trup. Pasul 1 și 2 sunt punctuale și decizionale. Băiatul vine acasă, cum am venit eu odată când aveam 18 ani, da? Și spune, mamă, tată, vă părăsesc, mă însor. Da? Asta este decizia, plec. Apoi urmează o nuntă în care, punctual și decizional, printr-un legământ public, se lipește, adică decide să fie alături de soția lui pe viață și face această promisiune. Apoi urmează punctul 3. Și punctul 3 este partea grea. Pentru că punctul 3 nu este punctual și decizional. Nu zici că ești un singur trup și ești un singur trup, da? Punctul 3 este progresiv și procesual și extrem de dureros. Vor deveni un singur trup. Și acest devenit este foarte greu. Este foarte greu să devii din două trupuri, două ființe păcătoase, egoiste, cu pornirile tale, cu dorințele tale, un singur trup. Decizia de a te căsători o iei într-o zi. Devenirea se întâmplă într-o viață întreagă. Da? Deși evident, pozițional înaintea lui Dumnezeu, când se ia acel legământ, voi sunteți una. Da? Dar pozițional și faptic sunt două lucruri diferite, la fel ca și în mântuirea noastră. Justificarea este una și sfințirea se întâmplă toată viața. Toată viața ajunge mai aproape de ceea ce Hristos ne-a declarat, adică sfinți. Toată viața ajunge mai aproape în căsnicia noastră de ceea ce am declarat când am stat înaintea păstorului și am zis de astăzi noi suntem una. După o lună de zile se dovedește că de fapt încă nu suntem chiar una. Dar declarativ, pozițional, suntem. Procesul acesta este unul care durează o viață întreagă și este foarte greu și foarte dureros. Ce înseamnă totuși pentru un bărbat să devină un singur trup cu soția lui? Este un proces prin care decizia de a lua-o pe ea, ca și soția ta, de a considera-o ca și trupul tău, este implementată progresiv în toată ființa ta. Sentimentele tale sunt schimbate. Intelectul tău este afectat. Felul în care te gândești despre viață, despre prioritățile tale, este afectat. Sufletul tău este transpus în direcția ei, în interesul ei. Scopul tău în viață este acum, ia, asta înseamnă să devii un singur trup. A deveni un singur trup nu este doar un eufemism pentru relațiile conjugale, da? Aia este o manifestare a acestei realități, dar nu asta înseamnă. Este o realitate spirituală, o contopire spirituală, intimă, intelectuală și sentimentală. Atenție, aceasta nu este tot una cu a face tot timpul ce vrea ea. Multe soții cred, dacă m-ar iubi, ar fi tot timpul de acord cu mine. Dacă m-ar iubi, ar lăsa după mine. Nu. A iubi cu adevărat de multe ori înseamnă a spune nu. Adam, dacă își iubea soția cu adevărat, îi spunea nu. Când zicea, uite ce ne-a propus șarpele, zicea nu. Da? A iubi un copil de multe ori înseamnă să-i spui nu. Nu poți ca să faci lucrul acesta. Nu poți să te duci acolo. Dar de ce? Că, uite, părinții lui cu tare lasă și tu de ce nu mă poți iubi? Cum mă iubi? Pentru că te iubesc cu adevărat. Îmi pasă prea mult de tine să te las să te distrugi în felul acesta. A-ți iubi soția de multe ori înseamnă a suferi dezaprobarea ei, a suferi cuvintele ei, dure, atunci când tu spui ceva care este neplăcut ei. Da? A iubi nu înseamnă întotdeauna cu a fi de acord și cu a aproba. Da? Bun. Aceasta este dragostea
care de la decizie, de la identificare cu acea persoană, apoi se manifestă prin întrupare. Dar dragostea lui Hristos merge un pas mai departe. Nu este doar una care se identifică, nu este doar una care se întrupează, ci este și o dragoste care se sacrifică și se dăruiește pentru noi. Hristos, în întruparea Lui, vine cu un scop anume. Dragostea aceasta, la care suntem chemați noi ca și bărbați, este aceeași dragoste care l-a propulsat pe Hristos să-și dea viața pentru trupul său, adică pentru biserică. Efeseni 5:25. Soților, iubiți-vă soțiile voastre așa cum și-a iubit Hristos biserica. El care s-a dat pe sine pentru ea. Nu este interesant că Pavel spune argumentând pentru acest fel de dragoste în versetul 28-29, în felul următor, la fel trebuie să-și iubească și soții soțiile, și anume ca pe trupurile lor. Cel care iubește soția, se iubește pe sine, fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și are grijă de el, așa cum face și Hristos pentru biserică. Acum gândiți-vă puțin la Domnul Iisus Hristos și la sacrificiul care l-a făcut. În acel sacrificiu, în batjocura, în bătaia, în suferința și în moartea care a suferit-o, a avut el grijă de trupul lui? Dacă vorbim despre trupul lui pământesc, omenesc, despre carnea în care s-a întrupat, răspunsul este nu. Bătaia, batjocora și moartea nu sunt felul în care îți îngrijești trupul. Noi căutăm să evităm lucrurile acestea, orice suferință de fapt, orice neplăcere chiar trupească vrem să o evităm. Dar da! Dacă ne gândim la trupul său, adică biserica, atunci înțelegem că toate acele lucruri au fost făcute în beneficiu trupului său, pentru că el s-a identificat cu biserica ca și trupul său, el s-a întrupat pentru a se uni cu biserica lui și el s-a adus ca și o jertfă de suferință la moarte pentru a-și răscumpăra trupul său care este biserica. Tot astfel, bărbatul trebuie să înțeleagă că acum trupul lui, viața lui poate suferi, poate suferi chiar și moartea dacă este nevoie și totuși el să-și iubească propriul lui trup dacă își îngrijește nevasta. Este o schimbare de paradigmă. Să înțeleg că eu pot suferi în trupul meu, în dorințele mele, în orgoliu meu, în apucăturile mele și totuși eu să mă iubesc pe mine pentru că îmi iubesc nevasta. Pentru că îmi îngrijesc soția. Da? Nu face sens dacă nu înțelegi ce a făcut Hristos pentru noi. Nu ai cum dacă n-ai experimentat dragostea aceea în care Hristos și-a dat la moarte trupul său ca să te răscumpere pe tine drept trupul lui. Dar dacă ai experimentat acea dragoste, dacă ai experimentat acea dragoste sacrificială, atunci mintea ta va fi schimbată și vei privi la suferințele din viața ta pentru soția ta, pentru familia ta. Și vei spune, pot eu să sufăr pentru trupul meu, pentru soția mea. Dragostea sacrificială nu doar că este dispusă să moară pentru obiectul dragostei sale, dar este dispusă și să trăiască pentru ea. Este dispusă să trăiască toată viața pentru acel obiect, pentru acea persoană. Ați observat că Pavel prezintă două aspecte din dragostea sacrificială a lui Hristos. Primul aspect este punctual, se întâmplă o singură dată. Și el spune în felul următor, soților, iubiți-vă soțiile, așa cum și-a iubit Hristos biserica. El s-a dat pe sine pentru ea. Când s-a întâmplat asta? Prin moartea sa. Odată s-a dat pe sine drept jertfă și a dat viața prin care el a procurat biserica sa. A sfințit-o, a pus-o deoparte pentru el, a plătit prețul și a spus, asta este biserica mea. Astea sunt mădularele care fac parte din ea, din trupul meu. Dar al doilea aspect este unul continuu, versetul 28. La fel trebuie să-și iubească și soții, soțiile, și anume, ca pe trupurile lor. Cel care își iubește soția se iubește pe sine, fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și are grijă de el. Cum te întreb, cât de des îți hrănești tu trupul? Cel puțin de 3 ori pe zi, nu? Că așa este recomandat. Cât de des îți îngrijești tu trupul? Păi zilnic îl îngrijești.
ai grijă să te culci, ai grijă să faci un duș, ai grijă să-ți iei un medicament dacă este nevoie, dar este un proces continuu și depui efort ca să faci lucrul acesta. Uite așa spune Pavel. Așa cum face și Hristos pentru biserica lui. Punctual, odată Hristos a făcut sacrificiul suprem pentru a-și procura biserica. Dar apoi există un proces continuu din partea Domnului Iisus Hristos de a-și îngriji, de a-și hrăni și de a-și zidi biserica. De asemenea, noi trebuie să facem același lucru. Autorul către evrei descrie în capitolul 7 cu 25 această lucrare a Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Pentru că trăiește pururea sau veșnic ca să mijlocească pentru ei. Lucrarea Domnului Iisus Hristos nu s-a încheiat la Golgota, nu s-a încheiat la înălțarea Lui. El a plătit prețul final, El a cumpărat, a răscumpărat definitiv, dar El și astăzi își îngrijește biserica. El și astăzi mijlocește pentru mireasa Lui. Moartea, dar și viața Domnului Iisus Hristos sunt dedicate în totalitate miresei sale. El nu vine, moare odată, să înalță și să abandonează mireasa. Nu. Toată viața Lui, eternitatea este acum dedicată la mijlocire pentru ea. De asemenea, dragostea la care noi, bărbații, suntem chemați, începe prin decizia și acțiunea punctuală a legământului căsătoriei. Adică, într-o zi, ne hotărâm, ea va fi soția noastră. Și cu mult tam-tam și poate multă dramă, ne căsătorim. Și luăm o decizie publică, un legământ public, dar acela este momentan, de moment, se încheie evenimentul respectiv. Continuăm apoi, sau ar trebui să continuăm, printr-un sacrificiu constant care îl facem. Trăim pentru ceea care am spus că vom iubi până la sfârșitul vieții. Fiecare zi este dedicată în același scop. Și dacă El, adică Hristos, a murit o singură dată, ca apoi să fie înviat și să trăiască veșnic mijlocind pentru mireasa Lui, și noi bărbații suntem chemați să trăim zilnic pentru soțiile noastre. Cum? Murind zilnic față de păcat. Murind zilnic față de pornirile firii noastre. Murind zilnic față de dragostea de sine. Și zicând, am promis că ea este trupul meu. Am promis înaintea lui Dumnezeu că ea este prioritatea mea. Am promis că eu nu mai contez cât timp ea este îngrijită. Asta înseamnă să mă iubesc pe mine, să o iubesc pe ea. Și mijlocind pentru ea, pentru soția ta, atât în rugăciune, dar și în faptă, pentru sfințirea și creșterea ei spirituală până la finalul vieții tale. Aceasta este dragostea sacrificială la care te cheamă Hristos. O dragoste care începe cu o decizie, o dragoste manifestată printr-un legământ, printr-o întrupare, o contopire a două ființe într-un singur trup, o dragoste care continuă printr-un sacrificiu constant, în care eu caut cu tot ceea ce am să-mi iubesc soția, să-mi îngrijesc soția, să o cresc și să o prezint înaintea lui Dumnezeu, sfințită. În concluzie, sper să vă fi convins, așa cum am zis dimineață, că noi bărbații avem o chemare, în opinia mea, mult mai grea. Mult mai grea. Pentru că noi suntem chemați să fim reprezentanții lui Hristos în mod direct. În acest tablou al familiei, noi avem această responsabilitate de a-L reprezenta pe Hristos. Noi trebuie să iubim ca și El. Noi trebuie să sacrificăm ca și El. Asta înseamnă sacrificiu în viața noastră, în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să sacrificăm pentru soția noastră, pentru familia noastră. Sacrificiu chiar de moarte dacă este nevoie. Orice bărbat, dacă este nevoie să ia un pas înainte și să-și dea viața pentru soția lui și pentru familia lui, nici n-ar trebui să clipească. Dacă este bărbat. Nici n-ar trebui să clipească. Da? Mai ales dacă este creștin. Aceasta este chemarea noastră ca și bărbați.
să reprezentăm dragostea lui Hristos în această relație și ele să reprezinte biserica care este chemată să fie supusă. Ce pot să spun în final? Decât ceea ce spune și apostolul. Totuși, și pare incredibil, imposibil, greu. Totuși, spune apostolul Pavel în Efeseni, fiecare dintre voi trebuie să-și iubească soția ca pe sine însuși. Iar soția să se teamă de bărbat. Amin.